Un botez de proporții biblice a avut loc în sudul Californiei în acest sfârșit de săptămână. Mii de oameni au stat la rând duminică la Pirates Cove în Corona del Mar. E vorba de aceeași plajă care a apărut în filmul de succes Jesus Revolution. Așa cum ne va spune Wendy Griffith de la CBN, pastorul Greg Laurie consideră că filmul aduce un nou val de trezire spirituală în America. Inspirați de filmul Jesus Revolution, mii de oameni au venit din toate părțile Americii și din lume să participe la botezul Jesus Revolution la faimosul Pirates Cove. Pastorul Greg Laurie, care este prezentat în film și care a fost botezat aici cu 50 de ani în urmă, a rămas șocat când a văzut mulțimea de duminică. Avem în jur de 4.000 de oameni care s-au prezentat pentru a fi botezați azi. Vă vine să credeți. Mii de oameni au stat pe malul apei la locul emblematic Pirates Cove pentru a-și aștepta rândul în timp ce pastorul Laurie a explicat mulțimii semnificația botezului. Deoarece vă luați rămas bun de la euul vostru, sunteți îngropați cu Hristos în botez pentru a putea umbla cu El într-o viață reînnoită. Asta spune Biblia. Vă luați un angajament în public în fața prietenilor voștri și a familiei voastre. Shelley a venit din Arizona cu cele 3 nepoate pentru a fi botezată pentru prima dată. Am văzut filmul și am înțeles că trebuie să ne botezăm cu toții. Cum vă simțiți? Mă simt minunat, e o viață nouă. Primarul din Newport, Will O'Neill, a spus că ceea ce se întâmplă aici e incredibil. Nu numai că au botezat oameni, ci au întrunit o comunitate. Ne ocupăm mult de calitatea apei de aici, de la Newport Beach, dar nimic nu e mai pur decât ceea ce are loc acum aici. Evenimentul de azi e deosebit. Pastorul Laurie spune că e entuziasmat de impactul pe care filmul Jesus Revolution îl are asupra noii generații. El îndeamnă creștinii să continue să se roage pentru o trezire spirituală, pentru ca ceea ce are loc la Pirates Cove să se răspândească în toată țara.